dacă dai la o temperatură mare, poți să ai dureri de cap, dar dacă e o temperatură potrivită, eu cred că e benefic. Așadar, urmează să vă puneți un astfel de aparat în casă. Da, în viitor, da. Și acum cum este în lipsa lui? Foarte cald, foarte, foarte cald și se face rău, pur și simplu. Nopțile cum sunt? Foarte călduroase. Foarte călduroase și trebuie să stai cu toate geamurile deschise, numai curent. În viitor plănuiesc să-mi pun. Deci nu vă odihniți? Nu, nu, deloc. Codul roșu de caniculă care a lovit județul Timiș de o săptămână a transformat apartamentele în adevărate saune. În vreme ce meteorologii spun că temperaturile sahariene vor mai continua câteva zile, tot mai mulți timișoreni rezistă în case doar cu aparatul de aer condiționat pornit. Alții însă nu au o instalație de climatizare încă în case. Aici taberele se împart în două. Unii și-au promis că aceasta va fi următoarea investiție după ce temperaturile extrem de mari le-au furat odihna, iar ceilalți consideră aerul condiționat un lucru dăunător. Da, am. Nu puteți fără, nu? Nu, nu pot. Am luat recent unul chiar de la pentru fiica mea. S-a mutat sus recent că am renovat și, na, cum lucră de acasă, are de învățat. Și cum este acum cu aparat de aer condiționat în casă? Deci, de exemplu, eu jos, nu-l folosesc tot timpul, deci după ce gătesc am un living, folosesc hotă, am o hotă iarăși foarte bună, care trage tot aerul cald și după ce se aerisește datorită hotei, după dau drumul la climă, dar nu stau în interior, mă duc în dormitor sau ies un pic. Da, se folosește, mai ales în perioada asta. Aproape non-stop. Deci spuneți că este benefic, nu nociv. Da, benefic. Când folosiți și pe timp de noapte? Câteodată, nu tot timpul. Când e foarte, foarte cald, atunci îl folosești pe noapte. Și la ce temperatură vă setați în interior? 24-25, cam asta e. Am văzut că și randamentul cel mai mare de la temperatura asta. Nu cred că este nociv. Cred că îți dă un confort dacă totuși o climă înăuntru este un aer acceptabil, nici prea frig, nici prea cald, zic că e ok. Credeți că este nociv? Ba, să știi că nu e așa de bun. În sensul că, uite, lucru la farmaciile de este, am ieșit de acolo. Așa de ăsta, afară, vedeți câte grade sunt. Cam nașpa, mă simt așa amețită. Medicii spun că aerul condiționat nu ne face rău, însă, atenție, sunt câteva reguli de urmat pentru a nu deveni dăunător. Cu certitudine, aerul condiționat nu este nociv. Important este comportamentul nostru față de folosirea lui, pentru că atunci când temperaturile sunt extrem de mari afară, este nejustificat să-l punem să meargă pe temperaturi de 16-18 grade. Recomandarea este undeva la 5-6 grade să existe diferența între temperaturile de afară și cele setate pe aerul condiționat. Mai e un lucru, oamenii să nu uite să-și-l serviseze, nu neapărat apelând la firme care să facă lucrul ăsta, sunt lucruri banale care le putem face fiecare dintre noi, să curățăm sitele, pentru că din păcate în perioada de staționare în care nu e folosit aerul condiționat, poate din cauza umezelii, din cauza temperaturilor din locuință, să favorizeze dezvoltarea unor microorganisme pe care viitoarea utilizare, din păcate, le va vehicula prin locuință și cu riscul, sigur, de a fi inspirate de către cei care locuiesc acolo. Meteorologii ne anunță că nu am scăpat de zilele de foc și de nopțile tropicale. Canicula nu ne părăsește prea curând, cel puțin nu în următoarele 3 zile.